Eu mă numesc Călin Ștefan și am depistat această persoană fizică, umană, taximetrist. Așa și începe martorul cheie declarația. Cum la fața locului nu existau și alte persoane care ar fi putut da mai multe indicii despre eveniment, jurnaliștii l-au ascultat pe bărbatul care a descris în detaliu accidentul rutier, ce-i drept influențat serios de aburii lui Bahus. Avea clienți? Nu, așa treacă așa. Bam. Și tu erai aici pe spațiu verde? Da, sunt urmează cum exact. Aflat într-o stare avansată de ebrietate, bărbatul care aparent uda spațiile verzi din oraș, de-abia dacă își mai găsește cuvintele. Este de apreciat însă că măcar încearcă. Eram în partea aia. Hai că l-am spus. Îmi faci ce? La scurt eram. Bărbatul susține că în ciuda sperieturii soră cu moartea și-a păstrat calmul pentru că a realizat cât de important este în anchetă. Ba chiar a identificat pe loc motivul producerii accidentului. Era stating. M-am speriat cu chestii. Ia uitați-vă roata. El fiind obosit la volan. Nu era băut, era obosit. Nu știu acum, nu mai știu, Dumnezeu cu mila, nu mai știu. Cât de folositoare le-au fost explicațiile oamenilor legii, rămâne de văzut. Polițiștii au deschis un dosar pentru a stabili cum s-a petrecut de fapt accidentul care l-a disturbat pe omul responsabil cu udatul spațiilor verzi.